Emisiune susținută de Maurer Imobiliare. Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție Neuropsi, emisiunea a 7 TV de sănătate mentală și psihoemoțională, unde dezbatem subiecte care ne influențează în mod direct starea de bine și echilibru mental. Sunt Nicoleta Mărculeșteanu, psihoterapeut integrativ și cercetător Neuropsi la Institutul pentru Regenerare Celulară și Coerență Neuronală, BrainMap și Neurofeedback, și astăzi vă invit să vorbim despre cele mai răspândite probleme de sănătate mentală, anxietatea și depresia, și despre cum psihoterapia integrativă se îmbină cu tehnologia modernă, revoluționară, cu ajutorul căreia înțelegem modul în care funcționează creierul și cartografiem activitatea cerebrală pentru a oferi feedback diferit în timp real. Mă bucur să fiu din nou gazdă a ediției de astăzi, în care l-avem invitat pe antrenorul de fericire Viorel Luță, psihoterapeut integrativ, colaborator al Institutului Neuropsi de Regenerare Celulară și Coerență Neuronală, și împreună vom dezvălui secretele acestor tehnologii de vârf ce pot fi integrate în psihoterapie pentru a susține procesul de vindecare al acestor afecțiuni cu mai mult succes. Bună, Viorel, și bine ai venit alături de noi! Bună, Nicol, mă bucur că m-ai invitat. Este tot timpul o onoare să lucrez cu tine și pentru că totodată urmăresc cu interes emisiunea de pe A7 TV, chiar mi-am dorit să fiu aici, așa că mulțumesc de invitație. Mă bucur mult. Viorel, vorbeam mai devreme despre apariția acestei afecțiuni pe un nivel ierarhic de vârstă din ce în ce mai mare. Asta înseamnă că și adolescenții, și tinerii, și seniorii se aud din ce în ce mai mult povestind sau văitându-se că suferă de anxietate, că suferă de depresie. Întrebarea mea este, ce sunt aceste afecțiuni? Foarte bună întrebare, pentru că foarte multă lume se confruntă cu aceste stări, multe dintre ele trec de la sine, dar cele mai multe pun probleme care le afectează viața oamenilor. Așa că aș putea intra puțin în detalii legat de ce înseamnă sau cum putem identifica anxietatea și depresia. De pildă, anxietatea este acea stare pe care o trăim la un moment dat, mai mult sau mai puțin cu toții, când avem nevoie să efectuăm o sarcină, să spunem, și apare acea stare de un ușor stres care ne activează pe noi să fim mai atenți, mai prezenți în ceea ce facem, sau uneori poate să ia alte forme, cum ar fi anxietatea socială. Această stare este normală până la un anumit punct. Da? Cu toții ne confruntăm și este normală. Însă dacă ea devine excesivă, atunci începe să pună probleme fiecare persoană, indiferent de vârstă. Am văzut copii, da? 6, 7, 8 ani, care sunt anxioși. Posibil ca această stare să vină ca o moștenire sau să fie un comportament modelat, dar totodată este o stare naturală prin care corpul răspunde interacțiunii sale cu mediul. Deci, anxietatea per total nu este ceva care să ne sperie, dar dacă devine o problemă, atunci avem nevoie de un specialist. Am înțeles. Și când se face trecerea de la anxietate la depresie sau invers? Sau există o legătură între ele? Sigur că da, există o legătură, cel puțin din practică mea am văzut că în prima fază apare anxietate. Anxietatea este cea care, să zicem, apare la începutul acestor probleme psihice. După care, dacă omul nu face nimic cu această stare de anxietate, care uneori poate să aibă în spate și un burnout, dacă nu face față, atunci copleșit de acea situație poate să meargă și să meargă în depresie, ceea ce nu ne dorim. Depresia, ca să amintesc câte ceva și despre această problemă, este o stare care seamănă cu o tristețe. Oamenii percep acest lucru ca fiind o formă de tristețe, numai că efectul este prelungit și îi afectează performanța la școală sau la muncă unde se află persoana respectivă. Poate să dea tulburări de alimentație și tulburări de somn cu precădere. Adică cu siguranță găsim acolo. De exemplu, pentru că somnul este un aspect important al sănătății noastre fizice și mentale, dacă o persoană se confruntă cu anxietate,
atunci putem să vedem că el are foarte multe gânduri înainte de somn și nu reușește să se odihnească la ora potrivită. Probabil apucă undeva 2-3 noaptea, însă dacă are depresie sau le are combinată, este posibil ca acest somn să fie prelungit. Pentru că persoana în depresie nu mai are chef să facă anumite lucruri pe care anterior acelui episod de depresie le făcea cu drag. Practic își pierde acea dorință de a face lucruri, de a trăi, nu mai are așa multă motivație sau îi scade suficient de mult în așa fel încât se afecteze viața pe toate palierele sale. Deci ai adus aici în discuție manifestările anxietății și manifestările depresiei, așezate într-o balanță. Deci există o diferență la extremă. În anxietate, gândurile sunt în exces, nu te poți odihni din cauza lor, iar în depresie este invers, da? Nu te odihnești prea, dormi prea mult, da? Somnul este un semn, da? Poți să mai aduci și alte semne care îți arată că suferi de depresie și anxietate? Ca să fac așa o separare pentru ca să înțeleagă fiecare om, ideea este în felul următor. În momentul în care gândurile sunt legate de viitor, de o teamă de necunoscut, care s-ar putea întâmpla undeva, cândva, ceva ce eu nu pot să controlez, aia înseamnă că cel mai degrabă persoana respectivă se confruntă cu anxietate. Dar dacă gândurile lui sunt îndreptate în trecut, legate de probleme pe care nu a reușit să le rezolve așa cum și-a dorit, sau nu a performat la nivelul la care s-a așteptat el sau cei dragi care au pus presiune pe el, și atunci simte rușine, vinovăție sau orice emoție din asta joasă, atunci cel mai probabil persoana respectivă trăiește depresie. Deci asta ar fi o separare. Pe de altă parte, alte simptome care însoțesc anxietatea ar putea să fie palpitații, tremur, senzația de nod în gât. Oamenii vin și spun, parcă am un nod în gât, deși ei n-au nimic, au fost la endoscopie, au fost la alte analize de specialitate și n-au descoperit acest lucru. Tulburări de tranzit, dureri de stomac, pentru că gândesc prea mult s-ar putea să aibă dureri de cap. Nu este foarte clar, pentru fiecare s-ar putea ca simptomele să diferă de la persoană la persoană. Și cu pregădere că tot am amintit de această anxietate, nu ar fi exclus să vorbim puțin și despre starea asta de atac de panică, care vine într-un moment în care anxietatea crește la un maxim. Și atunci aceste simptome sunt mult mai prezente în acea situație pentru persoana respectivă. Deci atacul de panică este o consecință a unei anxietăți prelungite, cronice sau acute, nu? Exact. Ceva ce n-a fost tratat la un moment dat. Chiar dacă omul a fost, să spunem, a început să facă tratament sau a văzut că se simte cumva și ar fi a făcut ceva în direcția asta de a se însănătoși. Însă nu suficient de mult. Și atunci anxietatea a continuat să crească. Ori a făcut ceva foarte puțin, ori n-a făcut nimic și atunci anxietatea a continuat să crească. Am înțeles. Deci atacul de panică e ca și cum ai simți o durere în abdomen. Durerea respectivă te determină să te întrebi care e cauza ei, nu? Și atunci alegi să mergi la medic sau să stai așa în durere fără să faci ceva, fără să iei un medicament sau fără să mergi la un specialist care să te susțină și să-ți arate că ai o problemă reală, că există o problemă de sănătate reală. Mă gândesc atacul de panică fiind ca o durere, similar unei dureri, pentru că produce niște reacții în corp, te face pe tine să te întrebi dacă ești ok din perspectivă psihică, emoțională, da? Și atunci asta te împinge să cauți psihoterapeutul care îți spune aceste simptome sunt despre un atac de panică și, în general, ele apar în urma unei anxietăți care nu a fost tratată la timp. Este interesant ce aduce aici, pentru că oamenii nu-și recunosc anxietatea. Oamenii devin anxioși, dar se obișnuiesc cu starea de anxietate, nu se cronicizează. Devin o normalitate. Așa, și nu o mai recunosc. E ca și cum este o normalitate. Da? Ei trăiesc într-o anxietate profundă și cred că așa este firesc, așa este normal, ba mai mult de atât. Devin dependenți de ea încât n-ar putea schimba asta. Spun că n-aș putea să trăiesc altfel. E real ce spun? Da, e adevărat. Oamenii se obișnuiesc atât de tare cu starea respectivă încât o consideră o normalitate și culmea, obișnuindu-se, nu mai caută să iasă din ea, decât când ajung într-o situație mai critică, cum ar fi apariția unui atac de panică, care nu face decât să amplifice acele simptome care erau deja prezente în viața acelei persoane. Interesant. Și în cazul depresiei, care ar fi durerea care să dea semnalul
să te îndrepte către un specialist? Păi, atunci când apare depresia, această tristețe se prelungește, cum spuneam, pot apărea stări de plâns din senin, omul pur și simplu vine să plângă și nu știe ce se întâmplă, nu poate să gestioneze stările astea, emoțiile sunt atât de puternice, încât persoana respectivă pare că s-a disociat, nu mai este atât de prezentă în viața lui. Sau un alt aspect important care se întâmplă este că se retrage din viața socială, din câmpul muncii, din școală sau ce face. Și atunci observi că el a dezvoltat și o formă de anxietate socială, nu mai poate să iasă, nu mai simte că vrea să iasă. Uite, aici se îmbină foarte bine anxietatea socială cu starea de depresie. În urma unei anxietăți sociale acute, el preferă să se retragă și să stea într-o depresie, să stea într-o tristețe. Da, intră într-o buclă de feedback, practic. Nu mai poate să facă nimic nici în direcția nici în direcția aia. Bineînțeles, sunt soluții, dar de obicei asta se întâmplă cu oamenii care nu caută soluții sau care posibil, din motive întemeiate, să spunem, nu pot ieși din această stare, familia nu vede ce se întâmplă cu persoana respectivă, nu știe ce să facă, decât într-o situație limită în care vede că, nu știu, omul respectiv vrea să-și pună capăt zile sau eu știu ce idei mai are, care ar putea să ducă cu gândul că, păi, trebuie să fac ceva pentru că omul ăsta nu este bine. Uite, mă amuz acum pentru că am venit până la studio cu un șofer de Bolt care spunea că el nu poate să înțeleagă aceste simptome, că ce e anxietate, tristețe, că oamenii trebuie să se ajute toți singuri. Adică, ce e asta? Cum adică suferi de anxietate, suferi de depresie? Și am observat așa această lipsă de disponibilitate a unor persoane de a nu înțelege, pentru că ei au posibilitatea, au capacitatea să-și regleze singur emoțiile. Deci atunci când trec printr-o stare de anxietate ușoară, ei și-o gestionează. Faptul că au această reziliență să-și gestioneze singuri stările ușoare de anxietate și depresie îi face pe ei să nu-i poată înțelege pe cei care ajung în episoade grave. Da? Și astfel nu sunt o resursă pentru ceilalți. Poate au prieteni, poate au cunoștințe, poate au familie care ar putea să sufere de această anxietate și depresie și acest tip de persoană n-ar putea să fie o resursă pentru că nu-i poate înțelege. Da, din acest motiv le sugerăm acestor persoane pe această cale să apeleze la un specialist dacă simt disconfort mai mult decât în mod obișnuit, printr-o stare de anxietate, printr-o stare de tristețe, printr-o stare de panică pe care nu o recunosc, să apeleze la un specialist. Și aici apare următoarea întrebare. Cum susține psihoterapia integrativă, pentru că amândoi suntem psihoterapeuți integrativi și cunoaștem foarte mult tehnici de psihoterapie, metode, avem instrumente multiple la îndemână și putem să venim în sprijinul telespectatorilor de acasă pentru a le sugera să apeleze la un psihoterapeut integrativ. Ce putem să le spunem oamenilor despre acest proces psihoterapeutic? Cum îi susține pe cei care... Da. Am putea să facem o distinție, pentru că omul este obișnuit în general, băi, am o problemă, mă duc și vorbesc cu un prieten și atunci descarc acolo, îmi las problemele acolo, dar la fel probabil că și prietenul respectiv este și el încărcat de probleme și vrea și el să spună. Și fiecare își spune oful, dar nimeni nu oferă niște soluții concrete în așa fel încât respectiva persoană să iasă este din situație. Este minunat că ai adus asta aici, într-adevăr. Un prieten poate să-ți fie un sprijin atunci când tu povestești, dar repetând această poveste, această stare a ta, tu nu faci altceva decât să fixezi mai bine trauma, frica, suferința, nostalgia, tristețea care te-au adus în punctul acela. Este ok să mergi la un prieten, dar acest prieten trebuie să fie pregătit să te susțină, apropo de ce spuneam despre șofer, să te susțină cum? Să te ghideze în a merge la un specialist. Noi știi că folosim acest termen de ventilare. Poți să faci asta în ideea de a mai descărca din tensiunea emoțională pe care respectiva persoană o simte. Însă, dincolo de asta sunt anumite aspecte și procese psihice care se întâmplă și pe care omul obișnuit nu le cunoaște, pentru că nu degeaba facem atâția ani de școală. Trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Există specialiști pe fiecare domeniu și din acest motiv ar trebui să investim cu autoritatea respectivă. Când ne dor dinții,
nu ne tratăm singuri acasă, mergem la un specialist. De toare de inima, te duci la un specialist de inima. Deci fiecare problemă poate fi rezolvată de cineva care are o educație în direcția asta. Așa că noi, ca psihoterapeuți integrativi, putem veni în sprijinul acestor persoane cu anxietate sau depresie. Cum? Susținându-i, oferindu-le tot suportul nostru, experiența noastră, educația, tot ceea ce am acumulat, plus experiența în relație cu clienții care au probleme asemănătoare, vedem niște tipare acolo pe care reușim să le identificăm și în cazul lor. Și atunci, ușor, ușor, probabil și în funcție de situație, s-ar putea să fie uneori nevoie de medicație și mergem în paralel cu ceea ce oferă psihiatru. Dar nu trebuie exclusă ideea asta, pentru că în discuțiile mele pe care le mai am cu oameni pe canalele de media unde activez, sunt mulți care merg doar pe ideea de a face psihiatrie, de a merge la psihiatru, de a primi o listă de medicamente și de a le lua la lung. Însă toate aceste lucruri nu fac o mare diferență, decât poate pe un termen scurt în care omul ascunde niște simptome și după care, revenind la viața lui, are nevoie de schimbarea dozei, de mărirea dozei sau de schimbarea medicamentului, pentru că probabil corpul s-a obișnuit cu el. Și atunci psihoterapia vine și completează, ajută, susține cumva persoana respectivă. Și cu precădere, psihoterapia integrativă are tehnici și instrumente pe care le folosește îmbinând o serie de mai multe psihoterapii cunoscute. Deci, iată, practica, anxietatea și depresia sunt tulburări patologice, considerate patologice. Este foarte bine să meargă persoanele care suferă de anxietate ridicată, da? Foarte ridicată, sau de depresie foarte ridicată, să meargă la un medic psihiatru, să îi se recomande medicația care să-l facă să funcționeze normal, ca el apoi, mergând la psihoterapeut, să poată să-și modifice acele credințe, acele gânduri negative, acele amintiri din trecut, acele traume, acele frici sau acele stări de lipsă și nesiguranță, astfel încât să transforme totul împreună cu ghidajul psihoterapeutului. Deci cele două forme de profesie se îmbină foarte bine. Chimia pe care o dă medicul, care susține corpul să funcționeze firesc, da? Și să aducă aport a ceea ce lipsește sau să ia din ceea ce este prea mult, da? Și tehnicile psihoterapeutice care modifică gândurile și credințele clientului care l-au adus în acest punct. Distorsiunile care l-au adus în acest punct, dezechilibrele care l-au adus în acest punct. Și care totodată susține oferind noi posibilități, noi comportamente pe care respectiva persoană să le ia și să le adopte în viața lui. Deci din momentul în care se conștientizează, practic vii și cu procesul de transformare, de schimbare. Nu? Exact. Și atunci înveți clientul să-și creeze un nou comportament, un nou gând, o nouă emoție. Nu? Exact, ceea ce duce automat la un nou stil de viață și persoana respectivă nu se mai întoarce la ceea ce făcea înainte. Pentru că el vede viața cu alți ochi, are o altă perspectivă asupra vieții și făcând acele lucruri în viața lui, observă cum aproape toate palierele vieții se îmbunătățesc și nu numai asta, dar și relațiile și ceilalți vor veni spre ei și vor observa diferență. Din experiența mea ce am văzut, oamenii se duc în primul rând la psihiatru pentru că au o preconcepție uneori față de psihologie și consideră că numai oamenii cu probleme mentale, adică unul nebun, ajunge la psiholog. Asta este o chestiune veche pe care eu sper că am închis-o cumva undeva trecând de la alte generații, așa cum s-a întâmplat cu generația noastră. Și ce observ este, ei ajung la medicul de familie dau trimitere către psihiatrie. Și ajungând acolo primesc un medicament care să le rezolve situația. Numai că de multe ori nu le rezolvă situația, cum spuneam, nu fac decât să ascundă probabil efectele și atunci el continuă să ia acele medicamente sau să schimbe acel medicament cu altul până când observă că are nevoie și de altceva. Și atunci intervine scopul nostru, acesta de psihoterapie și totodată acele instrumente noi și tehnologii noi pe care o să le prezentăm la finalul emisiunii. Sigur, sigur. Bun, hai să vedem dacă ne poți spune câteva tehnici pe care le folosim în psihoterapie integrativă. Poți să descrii un pic mai mult procesul, cum funcționează? Da, noi folosim
ca orice terapie care se respectă, avem inclusă în această abordare a noastră integrativă terapia cognitiv-comportamentală, care intervine practic acolo în zona respectivă de credințe, valori. Identificăm ce se ascunde acolo și cu ajutorul tipologiei clientului și înțelegând ce se întâmplă cu el, putem să aducem anumite schimbări, anumite transformări pentru ca comportamentul lui să fie altul. Perspectiva lui schimbându-se față de realitate, atunci poate să vadă lucrurile altfel și totodată să se simtă altfel. De pildă, pot să iau un exemplu aici. Avem o tehnică pe care o recomand și o dau și clienților. În momentul în care apare o situație, pentru că așa suntem noi construiți, asta face anxietatea, ne duce în zona aia de a vedea negativ, cu scopul de a controla, pentru că nu este, eu n-aș considera anxietatea, starea noastră când apare această stare de anxietate, ceva negativ. Și este doar o stare cu care ne confruntăm, pe care dacă învățăm să o gestionăm, devine un avantaj pentru noi. Și atunci, când apare o astfel de situație, cum spuneam, mintea este orientată pe ceea ce este negativ cu scopul de a se proteja de ceea ce s-ar putea întâmpla. Deci este un mecanism natural. Da. Facem 100 de scenarii. Din alea 100 de scenarii, 99 nu se vor întâmpla niciodată. Uh-huh. Poate că se va întâmpla unul, pentru că pe ăla o să-l urmărim. Și în funcție de ceea ce suntem noi din trecutul nostru, aducem în viitor și, de fapt, în prezent și apoi în viitor, ceea ce noi suntem. Și acel scenariu se poate împlini. Deci apare gândul. Gândul care are legătură cu ceva din trecut, pentru că noi îl cunoaștem decât trecutul. Viitorul doar ne-l imaginăm, dar trecutul cunoaștem, am trecut prin el. Și atunci avem niște idei despre ce s-a întâmplat acolo. Dacă facem un efort prin care să punem acel gând la îndoială și să vedem în ce măsură gândul ăla este real și se poate întâmpla în prezent, atunci schimbăm ușor, ușor, cu exercițiu, bineînțeles am spus efort, acel gând cu alte gânduri bune, pozitive. Cercetătorii spun așa, pentru a contracara efectul unui gând negativ, avem nevoie de 5 gânduri pozitive. Astfel, dacă gândul meu este, să zicem, luăm ca idee anxietatea socială și mă gândesc, nu ies afară pentru că oamenii o să mă judece. Bun, aș putea să mă gândesc. 5 gânduri pozitive. Păi, chiar de fiecare dată oamenii m-au judecat când am ieșit afară? Chiar nu e nimeni în lumea asta care să mă placă așa cum sunt? Aș putea să mă mai gândesc și la alte aspecte. Ce alte lucruri aș putea să văd în zona asta în care știu că afară sunt centru, mă gândesc că afară sunt centrul universului cuiva. Oare este real? Adică oamenii n-au nicio treabă decât să se gândească la viața mea și să se gândească la cum sunt eu și la cum arăt eu. Fiecare este atât de blocat în mintea lui și în analiza lui, gândurile lui, încât foarte puțin din gândurile lui are pentru alte persoane din jur. Așa că am găsit 3, dar pot fi mai multe. Data trecută când am ieșit afară cu prieteni, m-am simțit foarte bine. Deci aș putea să repet asta. Sau pot să ies doar până la, nu știu, până la drum. Nu mă duc să mă plimb până la mall, să zicem, că este și o agorafobie acolo. Ies până la drum, ies puțin, fac niște lucruri ca să schimb asta. Deci de fiecare dată când eu îmi schimb acel gând negativ cu alte gânduri pozitive, reconstruie la nivel mental rețele neuronale în noi în așa fel încât să răspund diferit. Și data cum următoare. Poți, prin ce tehnici psihoterapeutice poți construi rețele neuronale noi? Păi asta e un exemplu. În primul rând am nevoie să conștientizez situația. Uh-huh. Pentru că dacă nu o conștientizez și de aici intervine arta psihoterapiei, pentru că îl ajută pe client să vadă care este situația cu care el se confruntă la modul obiectiv. De multe ori el este atât de pierdut și se identifică atât de mult cu starea respectivă încât nu are acea calitate de observator. Uh-huh. Dacă, și asta este un lucru pe care eu îl folosesc în psihoterapie, încerc să-i ajut pe client să-și dezvolte această stare de observator. Pentru că eu nu o să fiu cu el acolo tot timpul. Uh-huh. Da? Și nici nu este intenția asta. Și el ce trebuie înseamnă starea asta de observator? Atunci când spui starea de observator, la ce te referi? Păi, ai posibilitatea, după mai mult lucru cu tine însuți, să ajungi să-ți observi comportamentele, în primul rând. Dacă observ că tot îmi dau din picior tot timpul și am starea asta așa, și la un moment dat mă uit și zic, uite, îmi mișc piciorul.
mă opresc, pentru că l-am conștientizat. Dar dacă nu conștientizez că fac lucrul ăsta, atunci o să fac în continuare. Sau mai sunt unii care bat cu mâinile. Pun mâinile pe masă și tot bat. Dar nu conștientizează că fac lucrul. Adică sau... fac mecanic, pur și simplu inconștient. Este. Deci, practic, noi trebuie să aducem clientul în starea de prezență, în aici și acum. Să-și aducă atenția pe ceea ce face în momentul prezent. Uh-huh. Da? Să nu se mai lege de scriptul din trecut, de scenariul din trecut, care se repetă. Pentru că el, în baza acelui script, care creează oarecum un filtru, da? Va trece toată informația mecanic ce vine din exterior. Adică nu va avea cum să o analizeze dacă nu se așează în această postură de observator. Da, noi avem momente în care orice om, la un moment dat, poate să fie în postura asta de observator. Viața te forțează să intri și acolo. Dar dacă reușești să dezvolți asta în mod natural, cu prezență, da, cu atenție pe ceea ce se întâmplă acolo, în așa fel încât să te observi că tu faci lucrurile alea, poți la un moment dat să controlezi, cum spuneam, comportamentele, apoi gândurile și, în ultima instanță, după mai mult lucru cu tine, chiar emoțiile. Că emoțiile au o intensitate mult mai mare decât comportamentele sau gândurile. Și de ce spui asta? De ce emoțiile au o intensitate mult mai Pentru mare? Pentru că ele se manifestă și se activează la nivel inconștient cele mai multe. De fapt, emoțiile primare, acolo se activează, din câte știu eu, în sistemul limbic. Adică se activează printr-o amintire, printr-un stimul, da? Se activează această emoție și această emoție practic creează în corp ce? O chimie în corp, nu? Creează această chimie în corp care îți modifică starea și atunci când se produce această chimie, e mai greu să o... Da, pentru că odată ce s-a întâmplat, omul este pierdut în starea respectivă. El nu mai are cine să mai fie acolo care să conștientizeze și să facă un efort să controleze situația. El deja s-a pierdut acolo. Din acest motiv spun, starea de observator este absolut necesară pentru oricine vrea să aibă o viață sănătoasă. Deci, iată, trebuie să antrenăm această stare de observator, această stare de prezență în aici și acum, ca fiecare om să-și conștientizeze acele mecanisme automate de care, la care n-a fost atent. Altfel nu există. Altă situație nu există. Și acum, ca să modifici și să aduci emoții noi, gânduri noi, ce tehnici pot fi folosite în cabinet? În ce mă privește pe mine, ca să continui și cu ideea de ce alte terapii mai folosim în, în cadrul psihoterapiei integrative, avem gestalt terapie, avem analiză tranzacțională, avem hipnoză și eu aici folosesc. Pentru că cele mai multe emoții, nefiind conștientizate, sunt bine ascunse la nivel inconștient, folosesc tehnici din hipnoza ericksoniană ca să ajut, pentru a ajuta clientul, fără ca el să fie foarte conștient. Pentru că atunci când este conștient, opune rezistență. Da? Și folosim metafore și ghidându-l în anumite povești, poveștile lui. Ia uite, poveștile terapeutice, care sunt foarte frumoase, pentru că noi de când ne naștem și până morim ne hrănim cu aceste povești și sunt susținătoare. Da? Deci putem să folosim aceste metafore ca să ajutăm clientul să fixeze, nu? Alte gânduri noi, să-și activeze imaginația. Da? Noi oricum învățăm tot timpul, pentru că există această neuroplasticitate a creierului și probabil că mă bucur că ai adus acest subiect, pentru că trebuie să trecem, să vorbim puțin despre tehnologia modernă care se bazează pe acest principiu al neuroplasticității. Chiar te rog să vorbești despre neuroplasticitate. Deci, asta vreau să spun, că la început s-a crezut că numai copiii au această neuroplasticitate, însă se pare că nu este așa, pentru că odată cu creșterea în vârstă și cu acest acces la informație atât de mare care s-a produs în ultimele decenii în viața noastră, nu mai există neapărat o limită în ceea ce privește vârsta de a dezvolta creierul și de a crea conexiuni noi. Zicea cineva la un moment dat pe un filmeț pe TED, că în momentul în care noi intrăm într-o sală de ședință, zicem, într-un curs, sau chiar telespectatorii care urmăresc această emisiune, din moment în care ei au venit aici și se uită la această emisiune, când s-a terminat emisiunea, creierul lor nu mai este la fel. Nu se întâmplă niște lucruri hocus-pocus, lucruri extraordinare. Dar anumite rețele neuronale noi s-au construit. Și ăla este un moment în care, dacă o persoană este conștientă, ajutată, susținută de un terapeut, de un mentor, de cineva, el poate să dezvolte acele rețele neuronale.
și să răspundă diferit ulterior când o situație similară apare sau alt stimul din trecut activează stările respective. Deci ce îmi spui acum și este susținut de neuroștiință, de cercetători, de oameni de știință, este faptul că există un principiu cheie și anume principiul neuroplasticității, care spune că avem un creier plastic, modelabil, flexibil, ce poate fi transformat. Deci putem să creăm noi sinapse care să ne modifice viața, nu? Sigur că da. Noi legături. Și mai există un principiu cheie, neurogeneza, care susține regenerarea celulară. Da. Și avem studii destule și pe pacienții noștri de la institut și despre neuroplasticitate și despre neurogeneză, care susțin că da, noi putem să ne regenerăm, neuronii noștri, celulele noastre nervoase se regenerează, cum de altfel ele pot fi remodelate așa cum dorim, important să avem o intenție foarte clară. Și ce putem să spunem despre această tehnologie modernă? Cum susține procesul neuroplasticității tehnologia modernă pe lângă tehnicile psihoterapeutice? Cum susține această tehnologie modernă psihoterapia integrativă? Prin faptul că fiecare individ este unic, folosind, intrăm puțin în detalii și vorbim despre brain map, folosind această tehnologie modernă care aduce în discuție brain map-ul, ce înseamnă asta? O cartografiere a creierului. Deci ne ajută să facem o hartă a creierului în așa fel încât să înțelegem care sunt ariile în care anumite unde cerebrale sunt în exces sau sunt pe un nivel foarte scăzut. Și atunci, ce facem mai exact? Este că ne ajută să diagnosticăm corect ce se întâmplă în mintea omului respectiv. În așa fel încât procesul terapeutic vine și susține acea situație mult, mult, mult mai punctat. Deci, asta este un aspect. Pe de altă parte, vine și nu numai că susține, dar urmărește și progresul. În timpul foarte acestui important proces terapeutic. Deci, monitorizăm schimbările care apar în urma procesului psihoterapeutic prin brain map. Da. Da. Și există o formă tehnică prin care se face această cartografiere. Deci spuneai ceva despre echilibrare, despre echilibrarea ariilor neuronale, mă gândesc că vorbești acum, și anume se știe faptul că creierul are mai multe arii neuronale și prin acest brain map noi practic vedem starea de funcționare a acestor arii neuronale, dacă sunt coerente, dacă sunt incoerente, dacă modul în care undele cerebrale funcționează în ariile respective sunt firești, naturale pentru starea de sănătate mentală sau nu. Deci astfel putem să facem o diagnosticare cu ajutorul brain map-ului, monitorizând activitatea lor în timp real. Și ce e bine să știe telespectatorii de acasă este faptul că această metodă este o metodă non-invazivă. Da. Da. Se folosește o cască, la fel ca cea folosită în electroencefalogram. Numai că aici îi spune QEEG, adică este o analiză cantitativă. Și prin asta putem să verificăm ce se întâmplă la nivelul undelor cerebrale, adică acele semnale electrice care circulă prin creier și care au anumită valoare. Raportat la vârsta respectivei persoane, la sexul ei, la ocupații, alte aspecte demografice care țin de persoana respectivă, se poate calcula și interpreta de către calculator, de către programul acelui calculator, și pe baza acestei interpretări se poate face intervenția ulterioară. De reținut este următorul aspect, că toate aceste verificări diagnostice pe care le facem la neuropsii, ele sunt verificate împreună și cu alți specialiști din America și din Germania. Deci suntem o echipă întreagă în acest institut neuropsii, cu specialiști diverși, psihoterapeuți, psihologi clinicieni, cercetători, trainer, neurofeedback specialiști, HeartMed, care susțin întregul proces și facem o diagnosticare împreună, susținuți de cartografierea creierului, apoi trimitem planul de tratament mai departe în Germania, în America și luăm decizia finală a procesului terapeutic pe care clientul urmează să-l facă. Acum să trecem mai departe și să vorbim și despre neurofeedback, care este antrenamentul
pe care îl putem face acestor arii neuronale ca să le aducem în starea de coerență. Poți să ne spui ceva și despre acest antrenament cu neurofeedback? Da, chiar bine spus, este numit antrenament pentru că neurofeedback-ul vine și pe baza acestor diagnostice care au fost puse și pe baza valorilor pe care aparatul le-a interpretat și le-a adus în atenția specialistului, se creează acel protocol de intervenție. Uh-huh. Omul respectiv, clientul, în speță clientul, îi se pune la dispoziție acel protocol sub forma unui video, sub forma unui film, sub forma unor jocuri pentru copii, exact. Da, unor filmulețe. Exact. Poate să fie în acord cu ceea ce are el nevoie și în acord cu vârsta lui și și în funcție de ce stabilește și specialistul. Și raportat la diagnosticul principal, computerul respectiv face o selecție clară, în așa fel încât ceea ce afișează pe ecran să vină în acord cu nivelurile acelor unde cerebrale din creier. Dacă respectiva persoană, clientul, privind la imagine, să zicem că are o problemă de atenție și își pierde la un moment dat concentrarea, atunci aparatul, computerul, face ajustarea necesară în așa fel încât creierul lui să revină în starea de concentrare. Prin, să spunem, dăm un exemplu, poate se blurează imaginea sau se scade sonorul, în funcție de ce se întâmplă acolo, calculatorul stabilește ce este potrivit și face acele ajustări. Făcând aceste ajustări mai mult timp, pentru că, exact cum ai zis, e vorba de un antrenament, asta înseamnă că nu se schimbă acele tipare mentale care s-au tot derulat după parcursul într-o anilor. Într-o secundă. Ci e nevoie de niște ședințe. Antrenamente, exact. De mai multe ședințe. Exact. Da. Un număr minim de ședințe care ar fi recomandat într-o situație de genul lipsei de atenție, lipsei de concentrare, lipsei de memorie, anxietate, depresie, ce poți să recomanzi? Pentru că depinde de la om la om, aceste lucruri pot fi stabilite pe parcursul ședințelor, poate undeva în 5-10 se poate face o reevaluare, dar un minim ca să vezi, pentru a obține anumite rezultate de care să fii sigur că le-ai obținut din contextul respectiv, ar fi undeva la 20 de ședințe minim. Vorbind de un antrenament, cum spuneam, sunt studii care spun ai nevoie de 21 de zile, ai nevoie de 28 de zile ca să creezi un comportament nou. Eu ce am citit, ce am văzut, este undeva la 55 de zile. Ca un comportament nou să devină ceva deci foarte stabil. Deci poți instala comportamente noi pornind de la 20 de ședințe și mergând în funcție de nevoie și de situația clientului în exces sau mai puțin exces, în funcție de asta stabilești numărul de ședințe. În aceeași măsură, aceste metode, aceste tehnici funcționează în paralel cu procesul psihoterapeutic și împreună cu antrenamentele HeartMath, pentru că e nevoie să ținem cont că vorbeam despre emoții și de cât de important este să modifici emoția care practic îți fixează acele comportamente. Rolul emoțional este de a susține memorarea comportamentelor din trecut. Da? Pentru că astfel tu simți ceva ce ai creat printr-un tipar. Da? Ei, în acest proces e foarte important să ținem cont și de inimă și de tehnologia HeartMath, care activează coerența inimii, antrenează inima, o relaxează și o aduce în starea de coerență, astfel încât, funcționând sinergic cu coerența creierului, aduc o coerență în întreg organismul și el funcționează echilibrat din toate perspectivele. Așa putem să obținem rezultate optime pentru sănătatea clientului nostru. Da. Ca să aducem mintea în inimă, cum se spune, trebuie să vorbim puțin ce este mintea. Mintea, așa cum o vedem, are forma asta a unei nuci, da? Avem două creiere. Așa cum ne-am dorit să o vedem, dar e împărțită în două. E împărțită în două, deci, da. Avem două emisfere. Da. De multe ori, atunci când avem un gând negativ, apare și opusul. La capătul celălalt, chiar dacă este undeva departe, fal, apare și opusul. Da, apare cum ar fi și dacă. Dar la fel, și dacă avem un gând pozitiv, apare și opus. Dar dacă se întâmplă asta? Și atunci omul îi crește anxietate. Uh-huh. Și există tot timpul splitarea asta. Omul este indecis. O parte din el vrea să facă ceva, altă parte se opune, altei părți este frică, altă parte zice că nu e potrivit.
Da, noi vorbim, că intru puțin în alt aspect, poate dezvoltăm asta într-o altă emisiune legată de personalitate și subpersonalități. Dar noi avem ideea asta de unitate. Noi credem că suntem o unitate și vorbim despre fiecare identitate pe care noi o avem. Eu sunt Viorel Luț. Și vorbesc despre mine și eu sunt și atât. Și asta e identitatea mea. Dar eu sunt o sumă de, o populație de subpersonalități, cum spunea Asageli. Deci sunt mai mult decât unul. Și toate părțile astea de mine vin și spun câte ceva. Mm-hmm. Eu nu am o unitate pentru că nu m-am construit, nu m-am format, n-am format un centru de putere care să răspundă. Vorbim și să ia decizii. Vorbim de acel sine central, bine construit, exact. Bine format, astfel încât să ia decizii sănătoase. Exact. Dacă reușesc să aduc coerența, așa cum spuneai, și să cobor din minte în inimă, încep să formez acel sine. Acea parte centrală din mine care știe, care simte, care se bazează pe o inteligență care este dincolo de inteligența obișnuită și o putem numi o formă de intuiție. Deci, cât putem să dezvoltăm intuiția să fie una benefică nouă, antrenându-ne cu neurofeedback, mergând la specialist, mergând la Institutul Neuropsi de Regenerare Celulară și Coerență Neuronală, unde avem parte de cei mai buni specialiști, unde avem parte de tehnologia modernă de ultimă generație, tehnologia revoluționară, BrainMap, neurofeedback, HeartMath și psihoterapie integrativă. Avem, bineînțeles, și programe Neuropsi Genius Training, care antrenează în mindfulness, în modificarea inconștientului prin această formă de mindfulness. Și avem și programe speciale de anxietate și depresie, programul pe care l-ai construit împreună cu echipa Renew You, pe care le pot accesa oamenii în acest moment. Deci sunt multe pregătite pentru clienții noștri. Tot ce trebuie să facă este să observe, să se observe, să se întrebe dacă sunt în anxietate, dacă sunt în depresie, dacă stările produc disconfort, și la cel mai mic disconfort este important să apeleze la specialist. Ce poți să spui puțin despre acest tratament? Ce include el, despre acest program pe care tu l-ai pregătit? Aș mai adăuga câte ceva despre ce facem noi la Neuropsi față de alții, poate. Ce facem noi în plus? Adică, pe lângă a pune la dispoziție aceste ședințe de neurofeedback clienților care vin la institut, le oferim posibilitatea de a accesa și ședințe de psihoterapie, cum spuneam. Dar în plus față de asta, o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, și încurajez și pe clienți și pe cei care vor veni să acceseze, pentru că este un beneficiu în plus, le oferim ședințe de psihoterapie, un fel de psihoterapie de grup, pentru că acolo adunăm pe cei care vor. Și din îți mulțumesc că ai adus asta în discuție. Este foarte important ca oamenii să știe că au susținere și susținere de grup. Și că noi suntem acolo disponibil pentru ei o dată sau de două ori pe săptămână, în funcție de nevoie, suntem acolo pentru ei, pentru a discuta despre problemele pe care le-au, a discuta despre modul în care se simt, despre cum au evoluat, despre cum este starea lor de sănătate. Și asta duce la o schimbare a stilului de viață, pentru că să fim serioși, nici cu psihoterapia, dar nici cu orice altfel de instrumente, că vorbim de pastile, de psihiatrie, vorbim de neurofeedback. Dacă omul nu face ceva cu viața lui și nu schimbă ceva în stilul său de viață, nu o să se schimbe prea mult acolo. Deci are nevoie, și noi asta punem la dispoziție o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni. Ne vedem cu clienții noștri și povestim, discutăm situații cu care se confruntă și ajutăm ușor, ușor să găsească soluții dincolo de ceea ce face deja neurofeedback-ul, care face acele ajustări necesare prin antrenamentul respectiv, în așa fel cât creierul să funcționeze, fie că ei vor sau că nu vor. Și, bineînțeles, ne dorim ca ei să vrea, dar poate să vină trimis de părinte și atunci el, copilul, habar nu are ce se întâmplă acolo, dar părintele a înțeles care este situația și știe ce vrea, că e bine pentru copilul său, și atunci îl aduce acolo. Deci fie că vrea, fie că nu vrea, creierul său se va schimba la un moment dat, și cu atât mai mult prin aceste ședințe pe care le facem săptămâna. Ce este foarte important ca să știe oamenii
este că aducem foarte multă psihoeducație în tot acest proces și clienții noștri sunt monitorizați nu doar din perspectiva antrenamentelor cu neurofeedback sau HeartMath, sunt monitorizați de către specialiști pentru că suntem acolo pentru ei permanent. Și mă întrebam acum, în cazul copiilor, da? La ședințele pe care noi le facem săptămânal sau data la două săptămâni, nu poți aduce copilul la aceste ședințe, dar poți aduce părintele, părintele care primește informații prețioase despre cum să modifice tot contextul, sistemicul familial, despre cum să creeze copiilor acest cadru care să fie optim transformării lui. Pentru că, practic, noi trebuie să lucrăm acolo mult și la educație, da? Uh-huh. Și printr-o psihoeducație, părinții învață. Învață cum să-și schimbe ei comportamentele, cum să-și schimbe ei emoțiile și cum să înțeleagă emoțiile copiilor. La fel și pentru seniori, la fel și pentru tineri. Ajungând în aceste ședințe, nu doar că discută despre efectele pe care le-au avut pozitive din ce știm noi, din experiențele noastre și din cazuistica pe care o avem în institut, ci și din studii pe care le aducem, cercetări pe care le aducem la cunoștință. Suntem acolo pentru a-i susține, pentru a le valida nevoile și pentru a-i ghida în procesul acesta care este atât de complex, cu multe, multe elemente susținătoare. Da, cu atâta elemente și cu atâta susținere și implicare și cu așa echipă, am zis tot timpul, nu ai cum să nu reușești să scapi de anxietate sau depresie. Nu ai cum. Da. Din acest motiv am creat și acel program de care tu vorbeai, Renew You. Uh-huh. Renew You. Da, de fapt este un acronim. Să te reconstruiești pe tine, da? Da, să devii tot timpul. Că eu m-am auto-intitulat antrenor de fericire, da? M-am gândit, băi, poate oamenii se întreabă, ce e fericirea asta? Ce e această stare pe care o căutăm atât de mult și ne dorim atât de mult? Eu zic că, de fapt, nu avem ce să căutăm. Ciudat. Facem o groază de eforturi ca să obținem fericirea, dar de fapt ea a fost acolo tot timpul. Dar ce se întâmplă printr-un proces de psihoterapie, neurofeedback și tot ceea ce facem noi cu specialiști pentru a ajuta pe oameni, nu-l facem decât să devină omul ăla exact așa cum este el. Perfect. Adică să trăiască exact așa cum este el făcut. Cea mai bună versiune a lui. Mm-hmm. Să se descopere pe sine. Deci asta înseamnă să devină cea mai bună variantă a lui. Exact. Îți mulțumesc mult, Viorel, pentru prezența ta astăzi și pentru toate informațiile pe care le-ai împărtășit cu noi. Pe Viorel îl puteți găsi pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, Viorel Luță, antrenorul de fericire. Vă mulțumim mult că ne-ați fost alături și sperăm că v-ați simțit inspirat de noile posibilități pe care le deschid aceste inovații și că veți continua să explorați și să adoptați progresele în domeniul neuroștiințelor pentru a vă îmbunătăți calitatea vieții. Vă așteptăm în continuare pe conturile noastre de social media, Neuropsi pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și YouTube, pe paginile de Facebook, Instagram, TikTok ale doamnei dr. Gina Chiriac și vă invităm să vizitați site-urile www.neuropsi.ro unde găsiți informații și resurse valoroase despre programele pe care tocmai vi le-am prezentat. Păstrați-vă curiozitatea și grija pentru propria sănătate mentală. Până data viitoare, rămâneți conectați și să aveți grijă de voi. Pe curând! Mulțumesc și eu, la revedere! Emisiune susținută de Maurer Imobiliare.